Bine v-am regăsit! Sunt Ancuța Bondar. La Educație Socială revin cu un nou episod, Rolul îndeplinit de mass media în societate. O resursă pentru clasa a șaptea. În societatea actuală, mass media joacă un rol important în viața socială. În orice stat democratic, mass media are rolul de a informa, comenta sau critica, fiind considerată a patra putere în stat. S-a întâmplat vreodată să analizați aceeași știre prezentată de televiziune, radio, pe internet sau în presa scrisă? Ce ați observat? Pornind de la această întrebare, completați tabelul următor. Tabelul are trei rubrici. Știu, vreau să știu, am învățat. La rubrica Știu, menționați informațiile cunoscute de voi referitoare la mass media. Antonia a notat câteva aspecte. Mass media reprezintă ansamblul mijloacelor de comunicare și de difuzare în masă. Mass media îndeplinește mai multe roluri. Există mai multe mijloace de comunicare. Completați această rubrică cu cât mai multe informații. La rubrica Vreau să știu, notați aspecte care doriți să le cunoașteți. Antonia este curioasă. De unde provine acest cuvânt? Care sunt mijloacele de comunicare? Să identifice rolul fiecărei emisiuni difuzate. Notați și curiozitățile voastre. La rubrica Am învățat, completați noile informații descoperite pe parcursul orei. Mijloacele de comunicare sunt împărțite în trei categorii. După modul de utilizare a informației, sunt întâlnite mijloace scrise, ziare, reviste și mijloace audio-vizuale, radio, televiziune. După gradul de noutate, sunt întâlnite mijloace tradiționale, ziare, radio, reviste și mijloace moderne, televiziune și internet. După frecvența apariției, există publicații cu apariție săptămânală și publicații cu apariție lunară. Mass media îndeplinește în societate mai multe funcții. Transmiterea de informații. Mass media asigură dreptul fiecărei persoane de a fi informată, preluând și difuzând informația către populație. Funcția de educație și culturalizare. Prin conținutul și modalitatea de transmitere a informației, mass media contribuie la educarea cetățenilor. Publicului îi sunt transmise valorile, principiile sau modelele de comportament. Funcția de divertisment. Mass media este folosită în scopul ocupării timpului liber, oferind modalități de divertisment. Funcția de socializare și comunicare. Prin intermediul mijloacelor de comunicare, oamenii comunică sau relaționează. Opriți filmarea. Asociați imaginea cu funcția corespunzătoare mass mediei. Vă împărțiți apoi în patru grupe. Fiecare grupă va prezenta un titlu de emisiune TV specifică imagine grupei voastre. Apoi prezentați criteriile după care sunt selectate posturile TV, de radio sau canalele online. Comparați criteriile de selecție. Ce observați? Mass media se remarcă atât prin avantaje, cât și prin dezavantaje. Mass media are un caracter informativ. Este formator de opinie. Este un mijloc de relaxare. Este cel mai eficient mijloc de publicitate. Continuă cu alte trei avantaje. Notați-le în caiete. Ca dezavantaj, mass media creează dependență, creează deficiențe de învățare, dezvoltă tulburări de limbaj scris, citit, vorbit. Este un mijloc eficient de manipulare. Continuă tot cu trei dezavantaje. Notează-le și pe acestea în caiete. Vă imaginați că sunteți în lumina reflectoarelor la școala TV Junior. Trebuie să prezentați știrea zilei. Experiența Erasmus.
Pentru prezentarea acestui subiect, trebuie să vă informați din cât mai multe surse. Clasa va fi împărțită în 5 grupe. O grupă va reprezenta redacția unui ziar care transmite informații publice. Altă grupă reprezintă redacția unui ziar umoristic. O grupă reprezintă redacția revistei din școala voastră, iar altă grupă reprezintă un grup de vloggeri care urmăresc cazurile neobișnuite, scandaloase. Redactați în fiecare grupă informația potrivit redacției pe care o reprezentați. Prezentați în fața clasei știrea. Comparați modul în care a fost prezentată informația. Pentru că grupa a cincea trebuie să analizeze toate informațiile și să redacteze informația care va fi difuzată la Școala TV Junior, astfel încât auditorul să fie bine informat. Plecând de la citatul "Câte capete, tot atâtea mii de păreri", explicați cum poate fi o știre înțeleasă diferit de cetățeni. Până data viitoare, informați-vă corect, pe curând!